Planul de intervenție pentru anul școlar următor a fost prezentat în ședința Colegiului Prefectural. Pe lângă activitățile obișnuite de prevenire a infracțiunilor din școli sau din zona unităților de învățământ, polițiștii vor avea în atenție și modul în care se face transportul elevilor. Se va asigura de asemenea prezența la vedere a dispozitivelor așa cum le-am descris, se vor lua măsuri de asigurare a prevenției traficului, se vor continua activități de identificare a situațiilor de risc din zona școlilor și acestea vor fi monitorizate. Vor fi desfășurate ca și până acum activități, prezența alături de dascări la activități educative preventive la orele de curs. Se va urmări respectarea legalității transportului de elevi, identificarea autospecialilor destinate acestei activități și a personalului dedicat. De altfel, săptămâna viitoare intenționăm să adunăm într-o locație, probabil la clubul polițistului, e în curs de organizare, toți conducătorii auto de pe microbuzele școlare, ocazie cu care vom avea o consiliere, ca să-i spunem așa, și discuții care sper să aibă ca finalitate o mai bună siguranță în trafic a acestor mijloace de transport. În plus, polițiștii vor fi mai atenți la buzoienii care practică taximetria pirat. Vom continua activitățile în ceea ce privește identificarea în trafic a persoanelor care fac taximetrie în mod ilegal. Planul întocmit de IPJ ține cont și de parteneriatele convenite cu alte instituții responsabile de siguranța elevilor.